Ieri ziua în amiaza mare și în plin centrul orașului, o echipă de lipitori de afișe de la PPDD lucra de zor. Figurile candidaților admirați pe panouri până la acel moment au fost acoperite de cele ale aspiranților de la Partidul Poporului, Dan Diaconescu. Nu s-a ținut cont de culoarea politică a acelui acoperit, ci doar de faptul că pentru PPDD nu mai era loc pe panouri. Echipa de lipitori a avut o explicație. De ce lipiți peste ceilalți? Așa au lipit și cei de dincolo. Și de la celelalte partide. Asta. Întrebați-i pătrâși. Și n-ați întrebat că s-a rupt afișele date. Haideți să vă arăt acum. De ce nu vedeți? Dați acolo, în contact. Și în câteva secunde ne-au fost prezentate și dovezile. Uitați, astea sunt afișele noastre. Au venit ăștia. Vedeți? De la... Au venit și care ni s-au rupt. Au luptat la ce a fost acolo și l-au uitat. Da. Și după aia astea sunt afișele noastre. Da, voi dacă locul nostru, ce puneți voi? Și de multe ori găsim peste ale noastre afișate. Și asta e concurența de afișe. Da, uite, mi-a luat și plus de asta mi-a pus poate și nu aveam ceva cu dumneavoastră, nu am vorbit. Nu, da, bineînțeles, v-am înțeles. Uitați și domnul Dan Diaconescu care e afișul. Numai că, după cum ați văzut și cum puteți vedea în continuare în coșul de gunoi, s-au regăsit afișe electorale și cu alți candidați, nu numai cu cei ai PPDD. Un astfel de episod nu este singular în această campanie. Indiferent de partea cui se află dreptatea în aceste situații, un lucru este cert și nu reprezintă o noutate. O campanie civilizată de afișaj electoral este departe de a se realiza în urbea noastră, județul nostru sau în țara noastră.